Bună ziua tuturor și salam aleikum! Astăzi vreau să vorbim despre un tip de divorț islamic, mai puțin cunoscut, atât de către musulmani și de către, și de către nemusulmani, care este pomenit și în Coran și care se numește Hula, deci vom citi cu un H gutural, Hula în arabă, da? Hula este divorțul inițiat de femeie. Aceasta se poate prezenta la orice tribunal pentru a cere acest divorț. Soțul lui nu îi se cere părerea despre el. Femeia poate invoca orice motiv, inclusiv faptul că el e bun, dar nu-i mai place. S-a întâmplat acest lucru inclusiv în timpul profetului. Există un caz notoriu al sclavei Barreira care nu și-a mai dorit că să continue căsătoria cu soțul ei. Hulea poate fi inițiat în țările Arabo-islamice, la orice tribunal, pe orice motiv. Unii spun că femeile ar trebui să întoarcă o parte din totă, în Coran scrie că e preferabil să nu se ia nimic de la acestea, mai ales dacă soțul este cel vinovat.